Senatorul Romulus Bulacu aprecia numirea primarului de la Lungești, Tiberiu Costea, în funcția de prefect al județului Vâlcea. Mi se pare un moment important pentru județul Vâlcea, pentru că se completează o echipă care cred eu că va fi foarte performantă, este o echipă care se completează perfect și faptul că un primar performant, acolo unde și-a depus activitatea, va fi prefectul județului Vâlcea, va fi un plus. Pentru că tocmai aici este pentru că cunoaște problemele cetățenilor județului Vâlcea, cunoscând problemele din domeniul unității administrativ-teritoriale pe care a gestionat. Din acest motiv, cred că va fi în slujba cetățeanului. Asta e cel mai important lucru și cred că dacă reușim să facem un alt fel de politică, dacă încercăm să ne, ca instituțiile statului și în speță instituția prefectului, se va apleca să rezolve problemele cetățeanului, am reușit un mare lucru. Îl cunosc foarte bine pe Tibi Costea, este un profesionist adevărat, ca dovadă performanțele din localitatea pe care a gestionat-o, vorbesc de Lungești, unde arată ca un mic oraș și cine nu crede să se ducă să vadă, asta înseamnă că avem speranțe că județul Vâlcea va fi bine gestionat din punctul de vedere, sigur, al instituției prefectului. Faptul că se alătură unui tânăr care e subprefect, profesionist și foarte bine documentat, și faptul că se pot Completa. complementa foarte bine, cred că e o speranță pentru județul Vâlcea. Eu mă bucur foarte mult pentru echipa care e acum la prefectură și sper să fie bine și va fi bine. Primarul Râmnicului, Mircea Gutău, s-a arătat surprins de lipsa unei invitații la această ceremonie solemnă. Păi, spre și de anul acesta, nu am fost invitat. Mi se pare o lipsă de bun simț. Ei să nu uite și actualul prefect care a fost primar, să nu uite că ei calcă pe teritoriul municipiului Râmnicului. Dacă începe așa din start cu acest mod mârlănesc de a colabora, eu sunt omul care nu răspund atunci când cineva dă o palmă, întorc și celălalt obraz. Nu. Când mă lovește cu palma, dau cu cealaltă mai tare.